te învețe foarte bine. Domnul Andrei Dunuț a spus, știți, eu am avut un profesor foarte bun. Și am în continuare, este vorba de antrenorul Dan Cristian Ionescu. Dânsul este și în colectivul redacțional, dar mai are o calitate. Dânsul conduce CES Business Club, o altă structură care se lansează astăzi. Și îl rog în continuare pe domnul Ionescu să ne vorbească despre CES Business Club. Vă rog! Vă salut pe toți cu toată dragostea și am să încep prin a spune că ceea ce se întâmplă astăzi a fost un vis și al generației mele. Eu am trăit și în secolul trecut și, de fapt, performanțele cele mai mari și ahiste atunci s-au constituit. Și când Cezar mi-a dat un telefon și out of the blue, așa, din senin, mi-a zis că are un proiect și așa mai departe, am simțit așa o pornire, nu mai mi-aminteam exact când am renunțat la visul pe care l-am avut, pentru că noi de mult am vrut să facem un club de șah pentru oamenii de afaceri. Un club în care, nu neapărat o elită, dar niște oameni care au niște obligații în viață, sunt antreprenori sau manageri sau au alte funcții, să poată să se reunească undeva și, sigur, azi îi spunem networking, pe vremea aia nu ne gândeam la networking, ne gândeam cumva să punem cap la cap mai multe activități și să ajutăm mișcarea șahistă. Asta a fost obiectivul nostru. Bun, deci a fost un vis și e a doua oară în viața mea când mi se întâmplă treaba asta. Atunci când ai un vis și n-am fost singur, eram o echipă care aveam visul ăsta, și nu se întâmplă visul, trebuie doar să-i schimbi data, să nu renunți la el. Și noi n-am renunțat în sufletul nostru la el și uite a apărut Cezar cu echipa pe care o are și așa am ajuns astăzi să discutăm despre CES Business Club. Și eu acum 2 ani când Andrei m-a invitat să fiu antrenorul lui, mi s-a părut așa, iarăși, o chestie din senin. Eu întrerupsesem activitatea șahistă de 13 ani, jucasem ocazional, nu mai antrenasem pe nimeni. Mi s-a părut așa, el m-a antrenat pe mine ca public speaker și cum să-l refuz acum? N-aveam cum să-l refuz, m-a pus într-o poziție în care n-am putut să-l refuz. Și după ce am început să lucrez cu el, bineînțeles că mi-a revenit pasiunea veche. Da? Am fost antrenor atâția ani de zile și am condus echipa națională. Și după care, bineînțeles că n-am mai renunțat și nici nu mai am de gând să renunț, pentru că de când am început această activitate, mi-a revenit inspirația pe mai multe planuri și în business-ul pe care îl fac. Eu lucrez în asigurări de viață, nu e o meserie ușoară și uneori ai nevoie să te reîmprospătezi un pic, pentru că atunci când ești față în față cu clientul, e un schimb de energii care seamănă cu cel de la șah, numai că de data asta trebuie să fiu prietenos, nu pot să fiu dușmănos. Și am suferit așa o transformare și am considerat că trebuie să intru din nou în șah și să-mi reiau obiceiurile vechi și bune și am să mă aloc timp pentru treaba asta. Și deci am profitat de două lucruri. Am profitat de faptul că Andrei a prins în mine ceva și faptul că Cezar a venit la momentul potrivit cu ideea asta. Și ceea ce se va întâmpla în continuare cu clubul de șah, sigur că depinde și de cei care suntem acum prezenți și de cei care ne urmăresc pe Facebook și de ce o să facem noi în continuare. Dar aș vrea să existe, în afară de pur și simplu o sală în care să se joace șah ca pe vremuri, pe vremuri așa se juca șah, mari jucători nu stăteau în casele lor și se pregăteau pentru turnee, ci se reuneau cel puțin o dată pe săptămână în cluburi foarte puternice. Bob știe că eu am făcut parte împreună cu el din echipa RATB-ului. Alături aici era un club care se numea Constructorul, când m-am apucat eu de șah, și unde marele maestru Cioclâtea, Florin Gheorghiu și așa mai departe veneau și participau la activități de club. Ok. Deci acum când discutăm de clubul oamenilor de afaceri, eu mă aștept ca antreprenori, manageri și oameni care iubesc șahul să vină atât cât le permite timpul. Eu am să mă străduiesc să le ofer acolo valoare,
Dacă nu o să putem să o facem live, o să facem pe online, o să vedem, o să ne sfătuim cumva. În orice caz, acest club vreau să ofere valoare membrilor săi. Asta e clar. Deci nu o să fie doar un club în care ne înscriem și venim să jucăm șah, vrem să facem un pic mai mult. Așa cum Andrei ne-a dat acum un exemplu extraordinar și mi-a dat mie un exemplu, că nu credeam că se poate așa ceva, să te inspiri pur și simplu de la niște antrenamente de șah și să construiești un proiect. Eu am participat la acest curs și vă dați seama ce emoții am avut, că mă gândeam cum, în primul rând, eram foarte curios cum a gândit și mi se pare genial cursul. Și cred că orice corporație are nevoie de vânzători foarte buni și în momentul în care face analogia aceasta cu șahul, totul capătă o structură logică și o să vedeți, lucrurile se leagă într-un mod absolut spectaculos. Deci vreau ca acest club să aducă valoare și vreau ca și alți antreprenori să fie inspirați de exemplul lui Andrei și ceea ce facem noi, inclusiv revista, care o să fie iarăși un punct tare și aici sunt convins că o să facem treabă bună, pentru că o să atacăm mai multe domenii și o să trezim curiozitatea mai multor oameni. Nu o să vorbim doar despre șah. Inclusiv concursul corporate, care iată, rezonează până și la nivel european. Eu nu știam de treaba asta. Ce vestea care mi-a dat-o Ionuț o aud în premieră, dar mă bucură treaba asta. Bun, ok, deci ne-am aliniat cu Uniunea Europeană, ne-am aliniat și cu ce vrea Federația Română de Șac și aici te felicit că ai reușit să creezi un parteneriat, pentru că multe proiecte în trecut s-au stins din cauza faptului că nu se putea realiza o comunicare cu Federația și tu ai reușit, ai o bilă albă pentru treaba asta. Și e adevărat că ai parte și de niște oameni de calitate acolo, cât de cât, pentru că eu îmi amintesc de alte momente în care am avut și eu proiecte mari, dar nu puteam să le realizez, că m-am izbit așa de un zid. Ok, deci o să trecem împreună și peste greutăți. Eu am experiența lor, tu ai experiența lucrurilor reușite și cu toți cei care suntem aici și cu cei care vor veni după aceea o să facem o treabă foarte frumoasă și abia aștept să se dea drumul să putem muta piesele live și să putem să discutăm despre paralele între șah și business, așa cum Bob a spus foarte bine, și sunt absolut convins că toate trei proiectele vor reuși, pentru că o să mergem mână în mână. Ai suportul din partea tuturor. Eu o să pun pasiunea de care se știe că pot să o dăruiesc și sunt convins că lângă noi o să atragem oameni de calitate. Cam atâta. Eu sunt foarte happy pentru ce se întâmplă astăzi. Deși ziua prieteniei, așa că eu zic că, așa cum a zis Bob, suntem toți o familie. Am început cu versuri și încheiem rotund tot cu niște versuri. Mulțumim mult pentru participare. Data viitoare o să fie o acțiune și mai mare. Semnează un prieten fidel, cu voia dumneavoastră, Bunescu Aristotel. La final, să aplaudăm organizatorul foarte tare și să-i adresăm o felicitare.